Bine v-am regăsit, vreau să fac astăzi un clip despre fake-urile care au invadat toate site-urile de anunțuri online și cum să vă feriți de aceste falsuri. Ați observat și voi că în special marketplace-ul de la Facebook, OLX-ul, nu știu, pe Publi24, nu m-am uitat, dar sunt convins că și acolo o să găsiți o grămadă de falsuri. Am observat că în special se comercializează genul ăsta de autofiletante care se vând sub diferite mărci celebre, cum ar fi Makita, DeWalt, mai nou am văzut și Bosch, chiar am o autofiletantă Bosch fake despre care o să fac ceva de genul ăsta, despre care o să fac și un video destul de curând. De ce fac acest video? Cu toate că noi am tot discutat și pe grupul pasionaților de unelte, și eu și David de la Technic Tools și toată lumea, am tot dezbătut în ultima vreme subiectul ăsta și am încercat să informăm pe cât de multă lume am putut despre aceste falsuri, cum să deosebești un fals de un original, la ce să te uiți și așa mai departe. Tot timpul primim întrebări și lumea postează acolo și ne întreabă ce părere avem despre o anumită sculă pe care ei au găsit-o la vânzare pe aceste site-uri de anunțuri și ne întreabă dacă sunt originale și așa mai departe. Așa că m-am gândit să fac un video în care să vă explic pe scurt ce deosebiri sunt între un original și un fals și cum să vă feriți să vă luați țepe cumpărând astfel de porcării de pe site-urile de anunțuri. Cei care aveți profil de Facebook mai vechi o să aveți acces și la Marketplace. Dacă o să mergeți la secțiunea, eu am Facebook-ul, este în italiană, dar dacă o să mergeți la secțiunea Casă și Grădină Unelte, sau cum o să vă apară voi acolo pe profilul vostru, o să observați că de regulă toate sau majoritatea sculelor care sunt în prim plan sunt toate falsuri și o să o luăm așa. Asta este, hai să vedem, să văd și eu anunțul ăsta pentru că aici nu sunt foarte sigur, nu se vede foarte bine în imagine. Deci ăsta este un Bosch GBH226DFR. Hai să vedem un pic, mie la prima vedere ăsta îmi pare a fi un fals și vă spun și de ce. Mă iau prima dată după mandrină, vezi că aici are o mandrină. GBH226DFR. Haideți să intrăm un pic pe Google și să căutăm acest model. Bosch GBH, da? 226DFR. Vedem cum arată. Uite că tocmai mi-a apărut aici un clip pe care l-a făcut David de la Technic Tools. Mergeți la imagini și hai să luăm, o imagine de acest fel, da? Hai să ne uităm un pic la asta, de exemplu. Deci vedeți că acest model de fereu într-adevăr vine cu o mandrină interschimbabilă pentru burghie cu coadă cilindrică, dar o să găsiți peste tot mandrina fiind integral din metal. Cam așa arată modelul. Sus aici scrie Bosch Hammer. Toate însemnele de la selector sunt de culoare roșie. Avem sigla Bosch și reliefată, scoasă în evidență, și o etichetă de GBH226DFR. Hai să ne întoarcem un pic la anunțul nostru. Deci respectă aceste criterii, Bosch Hammer are cele însemne roșii, însă mandrina nu este de la Bosch, vedeți că este din plastic. Am mai văzut eu aici ceva, dar nu găsesc o imagine foarte, foarte clară care să vă arăt. Știu că la acolo unde iese, uite aici este o imagine, Rotary Hammer, este scris cu alb, astea sunt toate însemnele, astea sunt cu alb, deci nu respectă modelul de la Bosch, da? Nu se încadrează în
în tiparul celor de la Bosch. Aici este scris coalul. Acum bine, eu sincer să fiu, nici nu mai știu care este. Uite, hai să intrăm aici la atelierul top.ro, să ne uităm un pic mai atent, poate găsim ceva mai, niște poze mai clare. Hai să intrăm un pic pe acest video, că vreau să o văd, vreau să văd și eu cum arată, să dau un pic mai încet, încercăm să dăm și un pic mai în față. Aici o să vedem în clar cum arată acest rotopercutor. Deci, cum observați, Bosch Hammer este scris cu alb, într-adevăr. Selectorul are niște însemne aici de culoare roșie. Și înăuntru o să vedeți că mandrina este metalică. Uite, vi-o prezintă băiatul care face clipul pentru atelierul top.ro. Este o mandrină metalică, integral din metal. Și acum hai să vedem un pic și rotopercutorul, da? Am pus un pic de pauză ca să ne uităm un pic la câteva detalii. Hai să dau asta de aici. Aici m-a interesat să văd în locul unde iese cablul, dacă are acea bilă din plastic care protejează cumva cablul să nu se gâtuie, să nu se rupă. Hai să ne întoarcem un pic la anunțul pe care l-am văzut aici. Din păcate aici este imaginea este pusă invers. Deci avem scris Bosch Hammer cu roșu, în timp ce aici, unde aveam aici, este scris cu alb, da? Deci asta ar putea fi un indiciu de fals. De altfel avem acest font GBH226DFR, vedeți că este un font drept cum ar veni, adică nu este înclinat. Aici mi s-a părut că am văzut cumva înclinat acest, da. Deci, pentru mine, acest rotopercutor este suspect din aceste considerente. Hai să trecem și mai departe, că vreau să vorbesc și despre autofiletante în special. Să vedem un pic. Bun, hai să luăm așa, uite, de exemplu, toate aceste. Eu m-am familiarizat cu ele și pot să le văd, nici nu mai trebuie să deschid anunțul. Ăsta este fals, ăsta este fals, ăsta este fals, 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 fals. Aici nu văd foarte bine, fals, 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 fals și tot așa, toate astea sunt falsuri de aici, tot ce vedeți aici. În primul rând, o autofiletantă de acest gen, vedeți că ele toate se învârt în jurul la 200, 250, 300 maxim, mai avea senzația că ar fi vândute cumva de către aceleași proprietari toate. În primul rând, o autofiletantă care vine în pachet cu valiză, cu accesorii, cu doi acumulatori, cu încărcător și așa mai departe, fie ea din cea mai mică gamă de 10,8 sau 12 volți, nu o să fie la prețul ăsta nici măcar dacă este furată. Deci, uite, hai să luăm, hai să vedem așa, de exemplu, acest anunț, să vedem dacă cumva reușim să distingem cam ce model ar vrea ei să spună că este. Aici nu are decât o poză, hai să încercăm o alta. Vreau să găsesc una cu mai multe imagini, să vedem dacă scrie pe etichetă cumva care ar fi modelul, pe, nu, nici ăsta. Hai să vedem aici cumva, vedeți că ei se feresc cumva să dea modelul, adică ei spun vând autofiletantă, machita așa, dar ei nu spun modelul, ce anume vând, și de regulă pun cam puține poze, nu prea poți să stai. Nu, văzusem aici undeva pe OLX, da? Deschisese mai devreme, deci avem aici o autofiletantă de genul ăsta, se numește, ei au scris pe etichetă DF331D, iar pe tot pe etichetă Made in Japan, mi se pare destul de penibil, dar DF331D, da? Hai să mergem pe Google, să vedem cum arată machita DF331D, parcă, da? Bun, deci este aceasta de aici, da? Practic ei vor să spună că acea mașină pe care o vând ei este asta de aici. Păi, hai să ne uităm un pic, hai să intrăm pe EMAG, aici se vinde. Deci asta este mașina. În primul rând, bine, aș fi vrut să găsesc un anunț care să cuprindă doar asta. Hai să ne uităm un pic așa. Asta este o mașină de 12 volți,
Deci funcționează cu acumulator de 12V ăștia de aici. Iar băiatul ăsta spune că se vinde cu două baterii de 5 amperi și 24V. În primul rând, acumulator de 24V nu există. Nu există nicăieri acumulator de 24V. În al doilea rând, un acumulator de 5 amperi nu o să fie niciodată atât de mic. Ca să ai o capacitate de energie de 5 ampere acolo, ați văzut că acumulatorii sunt destul de mari, acumulatorii de 5 ampere, pentru că trebuie să încapă acolo suficiente celule care să-ți dea cantitatea de curent necesară de care ai nevoie. Ca tare, nu o să încapă niciodată aici 5 ampere, eventual 2 ampere maxim, după mărimea acestei baterii. Acumulator de 24V nu există. Ce alte diferențe, da? Vedeți cum arată această geantă, au cărpit ei aici practic un fel de etichetă așa. Destul de slăbuț lucrat. Deci acumulatorii sunt primii care trebuie să vă sară în ochi. Iar la fel încărcătorul, vedeți că este de acest tip. Încărcătorul original arată așa, ca aici. Acumulatorii arată așa, modelul este ăsta de aici. Deci întotdeauna când găsiți un astfel de anunț și credeți că ați dat lovitura, întrebați-l pe proprietarul respectiv ce model este. Spuneți că nu vedeți foarte bine în poză, nu reușiți să distingeți foarte bine în poză ce fel de mașină vinde. Și în momentul în care vă dăm modelul, vă spunem modelul, foarte simplu, intrați pe Google, toată lumea are Google, toți știți să folosiți Google. Intrați pe Google, căutați modelul respectiv și încercați să vedeți care sunt deosebirile între produsul original și produsul care este prezentat pe site-ul respectiv. Da? Deci, primul criteriu trebuie să fie prețul. Dacă vedeți că se vinde Makita, DeWalt, nu știu ce, și vi se pare că prețul este foarte mic, atunci ăla trebuie să fie primul semn de întrebare pe care trebuie să vi-l puneți. Al doilea sunt acumulatorii. Acum, eu înțeleg că nu toată lumea este familiarizată cu lucrurile astea și poate nu știu oamenii cum arată, ce înseamnă 24V, ce înseamnă 2A, 3A, 5A și așa mai departe. Dar nu vă este foarte greu să vă documentați înainte. Întrebați omul respectiv ce anume vinde, intrați pe internet, vedeți cum arată, dacă există diferențe între produs și produsul de pe site-ul cu anunțuri și cel original. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri care pot să vă dea de gândit așa la o privire foarte rapidă și încercați să vă informați pentru că este păcat. Acum, eu am auzit foarte multe persoane care spuneau, da, știu că sunt falsuri, știu că așa, dar la prețul respectiv am considerat o afacere foarte bună, am cumpărat-o, mi-am făcut treaba cu ea și așa mai departe. Acum, hai să ne înțelegem un pic, să spunem că nu aveți un buget foarte mare, nu vă permiteți să cumpărați o mașină la 10 milioane, da? Sau o mașină la 8 milioane, sau nu vă permiteți, poate nu aveți nevoie. Aveți câteva operațiuni de făcut prin curte și vă trebuie o autofiletantă cu care să vă faceți treaba. Foarte bine, nicio problemă. Însă, dacă tot nu aveți resursele necesare, bugetul necesar și vreți să cumpărați ceva ieftin, de ce să cumpărați astfel de mizerii? Uitați-vă și voi cum arată toate, vedeți că urmează cam același model, la fel acumulator de 24V, 5A. Nu există așa ceva. Nu există. Unde rămăsesem? Nu aveți bani să vă cumpărați o unealtă scumpă. Există atâtea variante. Pe EMAG o să găsiți marca Steinhaus. Sunt niște scule tot chinezării, tot fabricate în China și așa mai departe, numai că diferența care este? În loc să dați, de exemplu, 200 de lei pe această autofiletantă, da? Despre care nu știți absolut nimic. O cumpărați, o duceți acasă, poate merge să înșurubați trei holșuruburi, după care se întâmplă ceva. Mai bine intrați pe EMAG, căutați marca Steinhaus, sunt niște prețuri foarte, foarte bune și de foarte multe ori ei au și reduceri mari la ele. Care este avantajul? O cumpărați cu factură, aveți drept de retur
30 de zile, deci practic cumpărați produsul, vă uitați la el, studiați, nu vă convine, l-ați trimis înapoi fără niciun fel de explicație, în 30 de zile vă primiți banii înapoi. Aveți garanție, dacă se întâmplă ceva cu produsul, aveți garanție, o puteți expedia, o puteți duce în service, adică decât să dai 250 de lei sau 300 de lei pe o astfel de mizerie despre care nu știi absolut nimic, pentru că sunt niște chestii produse, nici măcar nu știu unde sunt făcute, în containere cred că sunt fabricate sau ceva, altfel nu mă explic. Au băieții acolo niște ligiane cu niște piese și stă unul acolo și le asamblează și trece mai departe la următoarea. Există variante de scule ieftine pentru toată lumea. Aveți Steinhaus la EMAG, aveți Panzer la Dedeman, deși eu consider Steinhausul mai bun decât Panzerul. Aveți la Leroy Merlin, știu eu, din gama Dexter, din gama, nu mai știu ce se mai vinde pe acolo. Puteți merge la Brico Depot, găsiți și acolo o groază de mărci din astea ieftine. Titan, nu mai știu exact, că nu-mi vine acum foarte bine minte, deci, sau Parkside, oricare culă, oricare marcă de acest gen este mult mai bună decât toate aceste porcării, pentru simplu fapt că aveți o garanție asupra lor. Dacă ceva se întâmplă cu produsul, aveți certificatul de garanție, aveți factura, duceți produsul înapoi în magazin și nu pierdeți nici măcar aia 200 de lei pe care îi aveți voi dedicați pentru așa ceva. Deci ca atare, ca să recapitulez și să închid clipul, că ne apropiem de 20 de minute, dragilor. Sunt falsuri, nu există acumulator de 24V, nu există acumulator de mărime aceea care să fie de 5A. Intrați sau cereți vânzătorului respectiv modelul, întrebați ce model vinzi, că nu se vede în poză. Va da modelul, ați intrat pe Google, ați căutat, vedeți în primul rând dacă există, dacă nu există și cum arată originalul, faceți și voi diferența. Iar la fel, un alt lucru care trebuie să vă dea de gândit și paradoxal este în felul următor. Primul indiciu de fapt care ar trebui să vă dea de gândit este dacă scrie pe Makita, scrie Made in Japan, este fals. Dacă pe Bosch scrie Made in Germany, este fals. Dacă pe DeWalt scrie Made in USA, este fals. Paradoxal, știu că poate nu vă vine să credeți ce vă spun, dar tocmai asta este. De ce? Pentru că în realitate mare parte din aceste scule sunt produse în China, în fabricile din China ale acestor firme, DeWalt, Makita, Bosch, Milwaukee și care mai produce. Foarte mulți dintre voi sunteți păcăliți de faptul că dacă scrie Made în Japan pe Makita, înseamnă că este original. Nu! Este primul indiciu că poate să fie un fals. Tocmai de asta vă spun că este paradoxal. Informați-vă, documentați-vă, nu vă costă nimic, sunt banii voștri. Puneți întrebări, întrebați în stânga, în dreapta, intrați pe grupurile de unelte, întrebați acolo și informați-vă, pentru că este păcat. Deci eu nu aș da pe mizeriile astea nici 20 de lei, ca să vă spun sincer. O să fac în curând un clip cu o mașină de acest gen, că practic am toate seamănă între ele, în curând, și o să vă arăt și vouă cum arată, cum este construită și cam ce se poate face cu ea. Ca să nu mai lungesc foarte mult clipul, cam asta am vrut să vă spun. Dacă am omis ceva, îmi pare rău. Și o să ne reauzim la un clip viitor. Până atunci eu vă doresc ca de obicei să aveți o zi frumoasă, mult chef de treabă și numai bine!